Bună dimineața, prieteni, ce faceți voi? Noi facem construcții. Poftă mare, mănânci fără pâine. Păi ce? Să vină lumina. Ne-am apucat, prieteni, de construcții. Facem de haleală de mâncare la oameni. Să vină să... Haideți să vă arătăm, prieteni, ce facem. Ne-am apucat, nu mai construiesc. N-am mai făcut construcții de 15 ani. Uitați, a venit meseriașii. Ce faci, domne, acolo? Vezi că ești pe YouTube-ul lui Bubu Mex de la Strehaia. Fac acoperiș din nou. Ce faci? Fac acoperișul din nou, pe spate. Acoperiș? Da. Am dat tabla jos, că nu e bună, îmi ploua. Așteptăm să vină tabla, am cumpărat lemnele. La prieteni, pentru că am avut tabla asta, am avut carton, asta am pus eu cu Nemișu. Nu mergea, că tot ploua. Ia uite ce a plouat aseară, uite ce mi-a făcut. Uite. Uite. Deja găurile. Mamă. Vedeți, s-a făcut putre de aici, uite, blana. Păi dacă mai lăsam așa, pica foișorul. Nu era păcat, mai construiesc foișor de ăsta? Păi mai pot în ziua de azi să fac foișor de ăsta care face, care am dat 150.000 de euro. La sârbi. Uite, pica. Mai anul ăsta și pica tot. Pica, uite, deja s-au putrezit blănile, uite, pătratele. Na, după ce terminăm, punem tablă, facem acoperișul. Dăm aici cu lavabilă, că am doi meseriași buni, cred că îi știți, care au lucrat și la Leo. La oamenii puternici au lucrat. Păi cum să las foișorul meu? Tot am lăsat. Păi mai fac eu alt foișor în ziua de azi. Că uite ce am luat eu, să zice 100 de minioane acum, 70-80 de minioane. Numai pe spate, cu niște tablă, dar minte să faci în ziua de azi de asta. Trebuie 200 de mii de euro. Materialele foarte scumpe, bre. 6 lanțuri. 30 de lei o blană. De 15, 25 de lei o blană. Un milion, 6 de-astea lânteți. Cum? 6 lânteți la top, 100 de lei. Da, uite, 6 lânteți, uite. Fii atent. La 4 lei. Da. Blană, ce să mai zic? Măcar să iese brici, că dacă nu iese brici, obligat forța trebuie să iese frumos. Îi pun interdicție lui Ion, lui șeful tău, îi pun interdicție să nu mai... Obligat forța trebuie să iese frumos. Ai grijă. Auzi, de ce nu vă puneți o scară pe aici, că nu e bine pe acolo? Da. Hai să luăm o scară, fă o scară din doi de astea. Păi și nu facem o scară de asta din doi lânteți? Să urcați pe aici, cu tablele, cu alea, pe unde urcați? Tablele le dăm de jos. Hă? Direct le dăm. Sau mai bine de pe spate de la vecinul? Hai că vedem. Uite, meseriașul Bubu Mex cu Neamișu. Tablele le-am pus eu. Le dau la fier vechi acum. Ai dat, auzi, unde ești? Da, ai dat acolo tot, fain, da? Să-ți dau o mătură. Eu nu pot să mă urcă, nu? N-ai ce să mături, că nu e de măturat. Nu e de măturat. Cum? E folia și atâta. Și folia? Folia o lăsăm. O lași? Da. Hai să o tragem un pic, că e apă sub ea. Ai văzut? Da, unde a plouat e folia sub ea. Neamișule, vino, vreau să tai iarba, uite. Să mai faci pe aici, uite, fără Nemiș, vezi, era bun și el în curte. Uite cât a crescut. Aici nu, tai-o cu motocoasa. De ce ai mai coborât, că ți le dădeam eu să nu mai cobori? Așa n-am cu ce să le tai, că trebuie să vină eu cu circularul să le tăiem. Mamă, și circularul e mare, unde punem până? Mic. Mic.
De la de mână. Să tai și o masă asta, ce să-i fac aici? Lasă după aia. O prindem aici, am pus mâna pe voi, nu vă mai dau drumul din curte. Până nu terminăm, uite, tot. Asta aici, o prindem în șuruburi. După aia să iau un sac de glet, cu ce dați aici sus? Când terminați. Unde? Păi aici, nu trebuie reparat, frumos. Răcuit, frumos. Și temcuit. Răcuit ăsta gletul. Dar jos tot, trebuie să vitrina încoa. Normal. Și dai cu zi, cu da, tinci. Da, cătere, mă, da. Păi uite cum se văd găuri, adică găurile, vezi? Uite. Da. Ha? De ce? Atât, ai numai folie, atât. Dar de ce se văd găurile? Că dacă e scândura, a făcut... A, unii a avut nota uscată, a picat jos. Și de aici a picura. De da. Toată apa care vine de acolo, venea încoa, pe aici așa. Păi stai puțin, ai ridicat, ai ridicat alea, de se vede așa. Păi da? Solzi? Da. Păi zi vrea așa, că mă și speriai. Păi solzi la o parte, tot. Păi noi ne înnădim pe ești, aici. Pe ești aici, așa sus, aici trebuie să ne înnădim noi. Păi da, și-a ridicat solzi. Păi a, așa spune, ce mă speriai. Ridicat solzi. Ăsta mai anul ăsta și pica acolo, se ducea. Asta e. Și mi-a făceam eu alt acoperiș, uite. Cât e o bilă în ziua de azi, un milion, o grindă de asta la 6 metri, la 4 metri. Uite, și mai ales astea, uite, la ambriu și astea. Mai facem în ziua de azi, că foarte scump. Dacă nu mai merg afacerile. Ce cu prăjitoarele alea? Trage-l? Și e priză mai aproape, dar pe unde îți dau? Stai acolo sus? Sus acolo pe partea. Lasă să vină Iuna, cu așa. Da. Mai sunt, mai avem două acum. Hai că mai revenim, prieteni. Hai să... Auzi când vine eu să mâncați, hai. Hai că mai revenim. Abia am urcat sus. Vedeți, prieteni. Dar să respir că nu mai pot eu. Alo. Oh. Da. Prieteni, să vedeți așa râsul curcilor pe canalul lui Câmpeană. N-am putut să urc pe aici. Mi-e frică de înălțime. Uite, am obosit. Dar trebuie să urc să văd și eu cum facem aici. De-aia, uite, abia am urcat. Aici rămân până de seară. Am rămas și nemâncat. Că nici nu mai pot să cobor. Uite ce am avut eu aici. Acolo stă macul. Coșul meu e bun. Aici, uite. Uite, pe aici am picurat. Uite, am ridicat solzii. Și punem tablă, facem acoperiș. Opa! E fermat, ce e acolo? Picură! Ce dracu e acolo? E în găuri? E spart. Ha? E spart. Și uite ce picură. Păi trebuie să picuri din fundat. Și... Păi da, dar e spart. Nu țin cum am cade să n-am ce să-i fac, ha? Cu ce să urc acolo? Au, chivește alea de cine. Nu-i mă arată. Hai că vă arătăm după aia. Am revenit, cam așa vine. Acoperiș. Nu cumva e mai sus cu ăsta? Eu sunt mai sus cu el? Nu. Ba da, ba da neavoi. Ba da mânca să fugă, eu sunt mai sus cu el. Și nu-ți mai vine blana, trebuie să pui egal. Că blana nu-ți mai vine după aia în cap. Iată, ia lasă, 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 lasă. Muiu. E bine, lasă, e bine. Deci, continui. Aici e problema. Nu-s la fel, adică unul mai lung, mai... N-are nimic aia. Nu e aia. Dar nu treabă de aia. Lasă! Nu ai de praf.
Aici e ridicat. Dați-mă și pe mine, prieteni, cum o soluție, nu? Am fost la doctor. Am mai schimbat iar antibioticul, mi-a dat doctorul. Mai aulin, mai norofen, iau așa. Dar ce face până dă înapoi? Nu știu dacă am mai dat puțin înapoi. Explic. Dar de ce nu le explici? Uite, mă, zi la asta. Nu spune prostii. Așa trebuie să... Nu spune prostii că, auzi, ai lucrat la Leo. La Leo n-ai vorbit prostii pe canalul lui, pe al meu vorbești. Ba da. Ai vorbit? Da. Unde mă dați? Asta era mână. Ce, ce, ce? Ce, jos. Stăteam 9 ăla. 9, mai trebuie. Nu. Ha? Nu mai trebuie, că acolo vine... vine... A, vine tablă. Vine tablă. Dar să-mi să-mi ajungă ăștia, să-i bag aici. Dai drumul și la blană încă. Ia, îl prinsă și pe ăsta? Da. Ăsta e prins? Da. Ia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mă! Bă! Păi zisei că acolo e putre, dai grijă, treci dincolo. Bă, că mă împizdă. Trăsă-și, bagă-i. Da, prieten, asta am vrut să zic, că trebuie să explic, îmi spune Ion Rocky, îmi spune Ion că de ce... Am mai dat puțin înapoi. Eu odată aici, erau bani mulți, prieteni. Acum abia să cumpăr 14 bucăți de lânteți, 25 de blane. Vorbește și tu cu prietenul, trimite ceva bani și ceva bani. Nu, pe celul Leo i-au trimis. Că cum să nu i-au trimis și de mâncarea lui? Ce i-a trimis? Și de mâncare i-au trimis. Lui. Lasă și e sănătos. Prietenii, asta zic. Ce mă face eu să râd. Dăm drumul la blană, la geat. Erau bani mulți atunci. Așa ar trebui să mai. Ce am construit eu. Uite. Mai băgăm unul. Acum abia să cumpăr 25 de blane, 30 de table. Trebuie să te duci cu ăla la vale un metru. Nu, trebuie tras în coa. Ce? Unde trebuie să te duci? Unde? Las, până ajung. Ce? Nu, nu mai vine unul? Mai vine unul. Mai vine unul, ce? Mai trebuia unul aici? Nu mai. Nu trebuia aceea, trebuia dacă e ea. Unde? Ia cu ăsta încolo. Galatia, așa. Păi da. Uite, așa e. Și atunci cum faci aici? Lasă-mă că stă în aer. Nu stă nici în aer. Mai bagi unul. Vine altul, dar cred că trebuie să mai iei. Nu și mai e problemă. Pentru 2-3 de astea, ce? Pentru 2-3 lânteți, bagă să stea ancorat bine. Că la o vijulie zbor acoperișul la Maco, acolo stă Maco, uite-l. Maco, unde ești Maco? Ești afară la interval. Îl cunosc că ăștia pe Maco. Lumea de pe YouTube, cum a? Să nu? Maco? Maco e... Vedetă. E vedetă, e șmecher, pe forță. Doar în pizdă. Unde e? Macule! Ia uite-l, găinile lui de le-am luat de la el, uite. A, stai să nu ceva la găinile lui, că și el ale lui de ce sunt albe și ale tale sunt negre?
Pentru că mi-a dat găini cu 5 lei bucata. Cu 5 lei bucata am luat găinile de la Macu. Mi-a dat săcături. Uite ce plouă, doamne. Cum ți-a dat cu 5 lei? 5 lei, 10 lei găina. Păi rachetele alea. Le-a luat cu 2 lei. Și ție ți-a dat alea cu 10 lei. Bravo. Moarte gata asta. Ia uite. Ia uite în spatele tău. Uite-te în spatele. Uite cum am urcat sus, doamne. Fără papuci că nu pot. Hai că mai revenim, prieteni. Partea a doua. Am luat, aha. Mi-a dat pachet. Ia, Ionele, că am mai cumpărat încă 25 de lanteți. Prieteni, am zis că facem și noi un coperiș așa, cât de cât. Coperiș nou de la început. Coperiș. Nu acoperiș. Coperiș. Asta e investiție făcută aici nou. Proiect nou. Da. Proiect nou, meseria și zi. Mai spune muierea mea să nu muncesc. Așa a spus. Și mai muncesc și bolnav cu măselele. Mă duc să iau tablă mai groasă. E mai groasă? Da. Asta e de 0,2. Iau de 0,3. 5 milioane mai mult. Lasă, dai o dată și nu-ți mai trebuie 20 de ani. Să mai construiești și voi, băi, când construiești? La 80 de ani. Dă-i jos, n-ai luat numai ăla, vezi te urât. Unde e, ridică, lasă. Pune-mi la găini. Da, facem la poate. Tabla asta era acolo. Că mie mi-a venit ce să facem cu ea. Bine, facem. O dau și eu la Fedric să-mi iau bani. Bane! N-a tăiat apa lui Neaion. Neaion îi trimite apa aici, să telefonezi. Ale, bine, mai, bine, mor. Mamă, ce făcut tricăul pe el. Ia. Aha, vezi că cade înapoi. Ce făcut tricăul, după aia zbier. Lumina și câmpiană, ce pe tricăul? A dus și mie tot atola. Că meri. Lumina! Vrei să bei? Ia de niște bani. Dă o pastilă. Ia de el, mă duc. Ce să aduc? Adu un pahar de suc, că mă doare capul. Și dăm un... Ori am tensiunea mare, de mă doare ceafa. De la atâtea pastile. Mânca la mama să-l mănânc. Adu un Nurofen de pe masă. Nu e în geam, nu-i pe masă, mânca la mama de năcăjit, de amărât, de supărat. S-a pus toate bolile pe el, s-a pus. Toate... Nu cred că te-a brăstimat... Ce acum, uite câți bani am dat și nu cred că te-a brăstimat fițile. Asta e. Că n-ai mai fost la bucale. Și asta dea Dumnezeu să construim. Apoi mie drag când face, da, dar cu bani puțin. Toată săptămâna, cât 50 de milioane am mers ăsta și mai mergi. Dar nu, trimite mamă bani. Dar nu-ți trimite bani, dă-te în aparatul nostru. Trimite bani, că ție îți fac aici. Dai că Iane, îți rămâne averea ție. Mai ce, și dacă, cum, crezi că nu-i rămâne? Păi cui rămâne, o iau eu cu mine. Sau eu? Când eu mă duc. Cu ce-am pe mine? Apreciez, mă, și tu să-mi aduci o ladă de bere, auzi? Iar bere. Numai ție. Numai ție să-ți aducă. Pă cine? Să-mi trimiți o roată de cașcaval. Și un bute din ăla. Și un jambon de ăla fumat. Atât te costă. Că mi zice, mă, la jambon. Piciuri, nu pi... Piciocuri, auzi? Și după aia ce mai facem? După aia să fac gardul tot cu băieții. Cotețul la găini mai important. O fost și cotețul ăsta. Păi luăm tabra aia la mă, fraiere. Da, mă. Și avem filetanta și băgăm șurub. Pup, pup. Luăm, fii atent. E 15 lei un ce? Păi, în geam, în bucătărie.
Are pastilul 15 lei un lantete la 4 metri. Dacă iau 2 lanteți, le fac la 2 metri. Păi ce faci? Înălțime. Fac aici, le bag în pământ, vin cu plasă și ies coțomârlele din coteț afară. Păi tu faci cocios pe înză? Și, păi rămâne acolo unde dorm, le pun tranverse de alea de să doarmă și ele sus, așa, și le pun cuibare și las că știe Max. Mă, tu vrei să le mulțăști acum. Dar tot le trebuie cocoș. Păi femeia fără cocoș nu stă. Le cumpăr. Da. Sau le duc la Mac. Nu mai fac prietenie cu nimeni. Are cocoș, să le nu mai la... Lasă! Păi ne oprim aici cu vlogul. Ce? Din înăuntru, de unde să știu? Ia dă mătălița mea și bani să luăm. Era aici. Du-te ia tu rece de acolo să o părăcurească prămâni. Că-i supărat și el. E năcăjit, e amărât, e bolovier. De apă trebuia. Lasă-mă, biu. La pastile. Prieteni, ne oprim aici și continuăm mai odată, că punem două vloguri. Punem peste acum și mai continuăm mai târziu să vă arătăm cum a construit meseriașii care au lucrat meseriașii. Și să le mulțumesc și eu la prieteni. E și bucătar, e și maestor. Da, are toate calitățile. Da. Și prieteni, ne auzim mai târziu și vă mulțumim că a făcut și câmpeana orele. Aurele. Și sunt cea mai bucuroasă. Acum începe să încasește. Casează și ea. Ei, da. Dar, prieteni, vă mulțumim din suflet, vă dorim o zi frumoasă și minunată. Mă doare capul rău și abia vorbesc, am stat în soare. N-ai vrea să-ți faci bagaj, să te duci la plimbărică. Ba da. Să te relaxezi, mă, bărbate, că ai muncit. A? Gata, prieteni, mai continuăm mai târziu la ora 10 și pe canalul lui Câmpeana, să vedeți canalul lui Câmpeana, Câmpeana Max de la Strehaia, să vedeți cum pe bune m-am chinuit să urc și eu pe garajul. A rămas agățat. Și am rămas sus, nu puteam să mai urc, nici să mai cobor. Vă pupăm o zi frumoasă, prieteni. Pa!